Salutare. Problema de astăzi este aceasta: să se afle toate numerele naturale nenule care la împărțirea prin 5 dau restul egal cu o treime din cât. Pune stop la filmuleț, încearcă să rezolvi tu și apoi vom vedea împreună cam cum s-ar rezolva. Nu sări peste acest pas, e foarte important. Matematica nu este despre a fi telespectator, ci despre a încerca, a calcula, a face în așa fel încât să exersezi, să-ți pui întrebări și să, să ajungi la un rezultat tu singur și abia apoi să te uiți la răspunsuri sau să îți clarifici ceea ce ai făcut. Ești gata? Spune să se afle toate numerele naturale. De aici înțelegem că există mai multe numere naturale care împărțite la 5. La împărțirea prin 5, să spunem că numerele respective sunt amic împărțit la 5. Bineînțeles, la orice împărțire avem un cât și un rest. Restul poate să fie nul, adică 0, dacă se împarte exact, altfel el poate să existe. În cazul acesta spune toate numerele naturale nenule, deci numere diferite de 0, care la împărțirea prin 5 dau restul egal cu o treime din cât. Ce înseamnă asta? Restul să fie egal cu o treime, adică 1 pe 3 din cât. O să notăm cu r mic restul și cu c mic câtul ca să ne fie mai ușor. Ce știm noi? Păi, în primul rând, când avem o astfel de împărțire cu rest, imediat ar trebui să ne gândim la teorema împărțirii cu rest, care ce ne spune? Că de împărțitul, adică numărul pe care îl avem de împărțit, în cazul asta A, este egal cu împărțitorul, adică numărul la care împărțim, înmulțit cu câtul, deci 5 ori plus restul. Asta este teorema împărțirii cu rest, foarte important să o cunoaștem. De împărțitul este egal cu împărțitor ori cât plus rest. Ce mai știm altceva? Știm că întotdeauna restul este mai mic decât împărțitorul. Asta este ca o regulă nescrisă, nu trebuie să ne o dea în problemă. Trebuie să cunoaștem noi acest lucru, că restul e mai mic decât împărțitorul. În cazul acesta, restul e un număr. Mai mic decât 5. Păi, și dacă restul este un număr mai mic decât 5, înseamnă că posibilitățile pentru rest pot să fie 0, 1, 2, 3 sau 4, adică am luat toate valorile naturale mai mici decât 5. Ce ne spune aici? Că restul reprezintă o treime din cât. Ce înseamnă această informație? Păi, câtul înseamnă că este triplul restului. Și vom lua pe rând restul. 0, 1, 2, 3 și 4. Înlocuim și vom afla câturile și să vedem. Deci numerele sunt de forma 5C plus R, <coughs> adică am putea, să, am putea să înlocuim câtul cu 3R 5 ori 3R plus R. Adică numerele sunt de forma 15R plus R 16R. Ce numere vom avea? Păi dacă restul este 0, înseamnă 16 ori 0, dar atenție, numerele noastre naturale trebuie să fie nenule. Nenule înseamnă că valoarea 0 pentru rest nu ne convine, pentru că numărul ar fi 0 și nu avem uh, astfel de valori. Deci, 1, 2, 3 și 4 înseamnă că numerele. Sunt 16 ori 1, 16 ori 2, adică 32, 16 ori 3 și 16 ori 4. Și ne spune să se afle toate numerele naturale, gata, le-am aflat. Dacă ne-ar fi cerut, de exemplu, suma lor, atunci ar fi trebuit să le adunăm și, de exemplu, ca să extindem puțin, dacă ne-ar fi cerut suma acestor numere, cum am fi făcut cel mai ușor? Bineînțeles că o variantă este să le adun pur și simplu, dar cel mai ușor este să observi. Ce șmecherie se găsește acolo? Păi spuneam că este 16 ori 1, 16 ori 2, 16 ori 3 și 16 ori 4. Cum 16 se găsește peste tot, îl putem da factor comun pe lângă de aici ne rămâne 1, plus aici ne rămâne 2, plus 3, plus 4. Dacă am fi avut mai multe numere, nu știu, 26, 150, 500 de numere aici, 1 plus 2, plus 3, plus puncte, puncte, 500 să spunem, atunci te gândeai la suma lui Gauss. Ce ne spune suma lui Gauss? Că suma a n numere consecutive, 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte n, este egal cu numărul de numere înmulțit cu numărul de numere plus 1 supra 2. Bun. Și atunci aici, dacă ar fi fost să ne ceară suma, nu, nu ne cere suma, problema s-a terminat aici pentru că ne-a spus doar să se afle toate numerele naturale nenule, păi astea sunt 16, 32, 48, 64. Dar dacă ne cerea suma, ar fi fost 16 ori 1 plus 2 plus 3 plus puncte, puncte 4, da, 1 plus 4, 4 ori 5 pe 2, 4 ori n plus 1 pe 2, se simplifică 2 cu 16, să spunem, și este 8, și atunci ar fi, pot să fac 8 ori 4, 32 ori 5, sau să fac 4 ori 5, care e 20, ori 8, imediat iese răspunsul dacă ne-ar fi cerut suma. Atenție întotdeauna la aceste detalii, pentru că sunt foarte importante. Matematica este cea mai ușoară dintre materii, pentru că totul este bazat pe logică și legături cu sens.